Бун гасит приятель сент Михай Спановку Карева. Экспликации дес пресайту инициатива кё. Кум аича серия партизаза уамени, пентру каре невеле ши кум примим бонус. Дечи, прима етапа, дупа че фачим înregistrare, авим дрепта са инвитам 5 уамени. Дупа че ма инвитат 5 уамени, се дисхиде дрептал пентру а инвита дежа încă 10. Дечи 5 cu 10 фак 15. După ce am invitat 15 oameni, se deschide dreptul pentru a invita încă 15 oameni. Deci eu am invitat, dacă ne uităm la momentul actual, deja 30 de oameni. După ce am invitat 30 de oameni, primesc bonus din persoanele invitate din adâncime, din nivelul 2. De la 40 în sus, deci... În nivelul 2, de pildă, eu am 57 de oameni, dar bonus am început să primesc după 41 în sus, vedeți. Aici așa se spune, de la 41 până la 120 pentru 80 de oameni. Deci, dacă se adună, în 9 zile primesc în fiecare câte 11.255 de monete. Deci, maxim... aș putea acumula 1.153.731 de monede. La momentul actual am 374. Deci asta e situația cu inițiativa CHO. Deci persoanele invitate de noi trebuie să facă invitații și ei. Dar cum vedem, majoritatea nu invită. Ori că nu știu despre această procedură, ori nu sunt la curent cu aceste schimbări care au apărut. Nu de mult cu etapa a treia, cu posibilitatea de a aduna și din nivelul 2. Deci unde vedem pentru nivelul 2 la activity. Deci eu am făcut înregistrare 2 luni în urmă. Pentru înregistrare signat bonus. A fost pe urmă pentru invitații. Din 15 oameni nivelul 1. Iar apoi deja din nivelul 2. Cum s-a calificat? Deci cum m-am calificat la nivelul 2? În sens că am invitat 30 de oameni. Iar cei 30 de oameni au minim 40 invitați. Deja în sus, invitații lor... îmi aduc câte 11.250 în cazul meu, la fiecare individual această cifră, în dependență de când ați făcut înregistrare. Și deci, asta e situația. Deci am vrut să arăt cum merge calculul bonusurilor acum, la etapa a treia. Deci trebuie de invitat cât mai mulți oameni, cât mai multe monete o să aveți. Dacă va fi tot în realitate așa cum spun ei și o monetă va ajunge să fie un dolar. Deci este posibil o șansă de a deveni asigurat. Cam atât ce am vrut să spun, numai bine.